sunt antreprenor din anul 2005. Provocările cu care ne-am confruntat în decursul acestor 20 de ani au fost seceta, oamenii, braconajul în special. Sigur că am depășit aceste provocări prin implicare 100% pe lacurile pe care le administrez. Mi-a plăcut de când eram copil să pescuiesc pe malul apei, de când mergeam cu bunicul meu împreună la pescuit, și acest lucru m-a determinat să investesc în astfel de domeniu. Am acest lac din anul 2018, când am început să investesc în apă, în diguri, în pește, în construirea căsuțelor și să creez acest mic paradis, așa cum îmi place mie să-l denumesc. New Lake Lazuri 5 este un lac exclusivist catch and release. Este un lac care mie, cel puțin, și pescarilor, clienților noștri, ne oferă liniștea de care avem nevoie zi de zi și relaxarea pescuitului. Din anul 2018, de când am devenit investitor pe New Lake Lazuri 5, am încercat din răsputeri să menținem vegetația cât se poate de activă. Am venit cu un surplus de sălcii, de salcâm, am lăsat stuful să crească în modul lui natural, am menținut nivelul apei cât am putut de mult prin lucrări de îndiguire, tocmai ca să nu se piardă apa prin aceste diguri. Schimbările climatice ne-au afectat considerabil activitatea, dar am luat măsuri de fiecare dată prin oxigenarea apei, prin aceste puțuri pe care le-am făcut. Avem aeratoare care oxigenează peștele și creează un mediu cât mai plăcut și relaxant în apă. Am văzut de fiecare dată pescarii când vin la partidele de pescuit de plăcere, vin stresați, gârboviți, și când pleacă observăm la ei zâmbetul pe față, sunt relaxați. Businessul de care mă ocup de atâția ani depinde foarte mult de apă. De aceea, întotdeauna vom avea grijă ca peștii noștri din lac, și nu sunt mici deloc, avem peste 2500 de pești cu greutăți până la 30 de kilograme, trebuie să aibă apă. Fără apă, acest business nu poate funcționa. De asemenea, păsările pe care le întâlnim aici, pe locația noastră, pe New Lake Lazuri 5, lebede, rațe, stârci, cocostârci și așa mai departe, au nevoie și ele, de asemenea, de apă, ca și noi oamenii. Dar întotdeauna vom avea grijă ca nivelul apei în acest lac să fie optim, atât pentru noi și mediul înconjurător, cât și pentru clienții care vin. Nu au cum să pescuiască, ei vin la relaxare aici, nu au cum să pescuiască într-o apă foarte mică. Peștele va muri, peștele se va sufoca, iar pentru aceste lucruri noi vrem să decolmatăm în continuare canalele, să îndiguim zi de zi, an de an. Ne vom ocupa de aceste diguri, pentru că, după cum știm, apa surpă și mănâncă în continuare digurile. Îmi doresc ca toată lumea, cei din localitățile învecinate și pescarii care vin pe New Lake Lazuri 5, să conștientizeze că apa este o resursă epuizabilă și cu cât o să avem mai mult grijă să nu consumăm apă în exces și degeaba, o să ne bucurăm de această oază de liniște, de această oază naturală, cât mai mult timp de acum înainte.